Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de Euronews România la știrile dimineții. Începem jurnalul orei 7. Iată informațiile momentului. Președintele României s-a întâlnit la Casa Albă cu Joe Biden. Președintele Statelor Unite ale Americii a mulțumit României pentru colaborarea cu aliații, iar Klaus Iohannis s-a amintit de programul Visa Waiver. Actorul Florin Piersic a fost transferat aseară cu un avion smurd de la Cluj-Napoca la București. Actorul era internat la Institutul Inimii din Cluj după ce a fost operat pe cord chiar în prima zi de Paște. Rusia a pus la cale executarea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, operațiune care a fost însă dejucată de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Moscova nu a comentat deocamdată acuzațiile. Iar turneul lui Xi Jinping în Europa continuă și astăzi, cu vizite în Serbia și Ungaria. Liderul chinez și-a început vizita în Europa pe fondul unor tensiuni comerciale tot mai mari între Uniunea Europeană și China. Președintele României s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Statelor Unite ale Americii. Joe Biden a mulțumit țării noastre pentru colaborarea cu aliații după aderarea la NATO de acum 20 de ani. Pe de altă parte, Klaus Iohannis a amintit de programul scutirii de vize, Visa Waiver, dar și despre soluțiile necesare pentru sprijinul Ucrainei.